Salutare tuturor! Acesta este un nou tutorial video oferit de compania AutoDoc, cu instrucțiuni pentru înlocuirea pieselor auto. În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător bara de stabilizare din spate pe Volkswagen Golf 5. Scoateți roțile din spate. Utilizați un capăt metalic număr 5 și o cheie torx inelară număr 17. Deșurubați elementele de fixare ale barei de stabilizare. Îndepărtați bieleta de pe stabilizator. Instalați o nouă bară, strângeți elementele de fixare. Utilizați un capăt metalic număr 5 și o cheie torx inelară număr 17. În descrierea de mai jos găsiți link-urile către magazinul nostru online, de unde puteți cumpăra piesele de schimb necesare. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul AutoDoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!